drumul județean 209 C a fost ocolit de firma care se ocupă de dezăpezirea drumurilor din județ. Pentru că pe drum nu a fost împrăștiat material antiderapant, șoferul unui camion plin cu butelii nu a reușit să controleze mașina într-o curbă și a ajuns în șanț. Foarte frumos, o lunecată dreaptă și drumul vin înclinat. Da, tu ține în șanță. El vedea cu antiderapant, nu vine. Simplu. A lunecat, a prins marginea. Da. Din ghețuș. A intrat în... Acolo nu am mai putut să redreseze și... A intrat în șanț. Și ne chinuim de o oră ca să scoate. Preotul din localitate i-a alertat pe localnici care s-au mobilizat să îl ajute pe șofer. Mașina nu a putut fi tractată cu un tractor din cauza greutății încărcăturii. Oamenii au trebuit să scoată mai întâi buteliile din mașină și după două ore au reușit să scoată camionul din șanț. Filmați drumul, nu bine. Și ninge într-un, chiar dacă...